Bună ziua, domnul primar, bună ziua, domnul consilier, și bine ați venit la ședința ordinară de astăzi, 22 iulie 2021, a Consiliului Vatalicea. După cum ați spus, ați fost convocați în ședința ordinară de astăzi, potrivit dispoziției numărul 130, din 14 iulie 2021, constat că este prezentă majoritatea consilierilor locali în funcție, prin urmare putem începe lucrările ședinței. Înainte de a trece la ordinea de zi, supun spre aprobare procesele verbale din ședințele anterioare din 18 și 25 iunie anul curent. Așadar, punem spre aprobare. Unanimitate. Mai departe, dăm cuvântul domnului primar pentru a susține proiectul ordinii de zi. Aveți cuvântul? Punctul numărul 1, prin hotărâre de verificare a bugetului de venit și cheltuielile Comunei Pavicea, aprobarea listei de investiții actualizate și a actului actualizat pe anul 2021. Punctul numărul 2. Prin hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Pavicea cu județul Bacău, DGASPC Bacău și asemănării contractului de asociere pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Punctul 3. Proiectul hotărârii privind neasumarea responsabilității organizării și devolării procedurii de atribuire a contractelor acordurilor cadru de prestare a serviciului pentru devolarea resurselor educative aferente programului pentru școli în România, la României, în perioada 2021-2023, de către Consiliul Local al Comunei Pavicea, județul Bacău. Punctul 4. Proiectul hotărârii privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală 2021-2027 a Comunei Pavicea, județul Bacău. La punctul 5. Proiectul hotărârii privind aprobarea semnării actului adițional numărul 1 al protocolului de colaborare inițiat între MLPS, MSS, MLE, UAT, elaborat în cadrul proiectului creare și implementare serviciului comunitar integrat pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, CODSMIS 2024 plus 122.607, finanțat din fondul social european prin programul Național de Capital Uman 2014-2020, axa prioritară de 4, incluziunea socială și combaterea sărăciei. Punctul 6 diverse. Se spune la vot? Adesim? Aprobare, da. Da, și comentarea, da? Proiectul cu lațința citerii, cu includerea Berești, să vă un adic, nu? Nu, nu, nu. Ultimul dosar, Daniela, de acolo, e 7. Și mai am primit pe 16. Pentru că, da, privind UATB și Bistrița, în calitate de membru asociat în dezvoltare intercomunitară ADIM și modificarea actului constitutiv și a statutului și a statutului acestuia. Deci, care vrea și cu una Belești Bistrița să intre în ADIM și cu de aprobarea la toate consiliile locale din județ. Nu am spus la vot? Da. Și rămâne punctul 6 divers. Punctul numărul 3. Hotărâre privind verificarea bugetului de investiții și cheltuielilor Comunei Pavicea, aprobarea listei de investiții actualizată și actualizat pe anul 2021. Dăm cuvântul domnului primar. Da. La acest punct avem, cum a zis domnul primar, aprobarea efectuării bugetului propriu de investiții și cheltuieli, actualizarea listei de investiții și a planului anual de achiziții publice pentru anul 2021. La rectificarea bugetului, propunem să aprobăm rectificarea astfel. La partea de venituri, în urma depășirii încaserilor conform bugetului anual, cu suma de 54.000 de lei, pentru anumite capitole de impozite și taxe locale. Iar la partea de cheltuieli, propunem rectificarea cu 54.000 de lei, care se referă la următoarele capitole. Avem asta la capitolul 59 Plăți Publice.
la cheltuieli de capital, sumă de 70.000 de lei, propusă pentru achiziționare microbuz de transport persoane. Sumă care provine din majorarea de la venitul cu 54.000, iar 16.000 diferența se virează de la capitolul Centrul Educațional Comunitar, întrucât documentația încă se face incipientă și estimăm că nu se efectuează cheltuielile anul acesta. Alte capitole de rectificare avem virare negativă de la capitolul cu alimentare cu gaze, suma de 100.000 de lei, care propunem a se vira la cheltuieli de proiectare și NFE pentru înființarea sistemului de apă uzată și canalizare și alimentare cu apă la satele de Nești și Vlad, câte 50.000 de lei fiecare. Întrucât rectificarea privește și obiective de investiții, trebuie actualizată și lista de investiții și planul anual de achiziții publice. Materialele au fost prezentate în ședință constructivă de ieri, dacă aveți întrebări despre acest capitol. Atât? Da. Ok, am microbus, transport persoane? Da, deci se propune achiziția un microbus de transport persoane, un valoare de aproximativ 70.000 de lei. Ce scop va fi folosit acest microbuz? Noi avem un deficit de microbuze școlare, transport persoane. Deci microbuze școlare sunt tot transport persoane. Deci nu vrem că aici am luat o tăie ca să cumpărăm microbuze în țară, pentru atât de copii de excursii, pentru folosirea tot în scopul școlilor, tot pentru, nu ca să facem transport pentru alte... Deci, decât în interesul comunii părinți, atât. Deci, a copiilor, a cetățenilor care au nevoie, nu știu, diferite de activități, strict nu punem ca să facem transport părinți, a bacău, nu. Deci, eu fac limite copiii în excursie, dar face o excursie de o zi. Se duce, ia o clasă, copiii se duce, patru la bacău, sunt copii care nu au ieșit din comun. Nu știu, nici nu știu, nici nu știu, nici nu știu, de asta am luat decizia asta, ca să ai o mașină special pentru așa ceva. Da, e vorba de investiții, domnilor, sunt din mari care, adică își permite cheltuielile să deține un microbuz pentru ca să transporte într-un an 10 copii, să dăm unde să nu văd 10 copii de oameni de aici, o să le-am profesor, în vacanță, o să duce. Profesorul pot fi văzut de la școală. Nu are voie școala, nu are voie școala ca să facă așa ceva cu mașina de școală. Pentru că la un moment școlar au niște reguli. Nu ai voie să pleci un direct lucru. Atunci, dacă lasă cu unii parinți are voie cu un școlar, nu are voie să iasă din raza de activitate. Și microbusul așa nu se mai are microbus nou? Nu, nu pot să fie nou. Este un vorba de microbus din 900 plus 1 locul. Deci este microbus mare. Nu-i nou, dacă se pierd un nou, 10.000 de euro. Unde permite noi să luăm un nou? Asta îl găsim. Mai mult ne vedem. În funcție de ofertă, ne-am pus 70.000 cu tot cu TVA. Acum să vedem ce găsim, mai să fie mult lucru în spațiu. Ia să facem foarte tare. Da, nu mai degrabă mai acceptat un pic și luăm un nou, având în vedere costurile care sunt. Dar de unde ți-e unul? De unde ți-e unul? Și nu sunt fabrici pe față. De unde ți-e unul? Așa e pentru abilități, pentru abilități socializare. Acum, niciodată o să-și permită ție un nou. Pentru că, având în vedere costurile din menținere, știți bine, din costurile anul trecut s-au ridicat destul de mult la microbuze, la astea, ca, bineînțeles, drumurile și ce mai sunt, s-au ridicat destul de sus, ca și costul de mentenanță și... O să fie, deci mașini sunt mașini bune, nu să stric cu toată ziua. Da. Nu, că nu știu, dar orice mașină sunt eu, să vă rog, dacă nu ai lui, dar nu face nimic, pentru copiii ăștia care se spate și voi, se duci cu toate comunele, au, fac activități, fac lucrări, nu fac, noi stăm și stăm ca și uită. Copiii de la școală, tot după, trebuie să închirieze în drumul ăsta, care și închiriat dat de pe oasă, doar că dacă nu-i bani. Da? Păi dacă era să închirieze, dacă era să facă, făcea până azi noapte, acum târziu. Da, altă întrebări? Am visut că de iar mai conversația, am înțeles scopul achiziționării acestui fix,
este pentru zic activități de socializare, ceea ce în comuna Carincea nu s-au efectuat poate niciodată. Și în interesul copiilor, a elevilor și interesul persoanelor vârstnice, sunt pensionari, că îmi doresc să meargă la o mănăstire sau știu eu. Nu vă supărați, este un cadru legal în care să ne ofere nouă această posibilitate de a transporta persoane. La mănăstiri? Am. Vă rog frumos, poate vă să răspund. Dar asta se spune și persoane. Nu știu, este un spate. Dar la vreți impresia cum aici sunt din cadru legal, ce facem? Păi da, da, nu vă întreba, dar aici se noi este ce în cadru legal. Dar este legal să transportați dumneavoastră cu 10 persoane la mănăstiri? Dacă vine preotul și spune, domnule, vreau și eu să-l propun, plătesc, da? Pentru că vreau să spun. Contracost? Contracost, da. Păi contracost, să spun chinez de la urmă. Sau putem să-l dăm cu hotărârea noastră locală, să-l dăm gratis. Nu? Că contracost nu-i legal. Că mă duc să-l chinez de la urmă. Da, e bun legal, cum adică? E legal, cu hotărârea noastră locală este legal tot. Nu ești indicat ca să facem legalitate. Am înțeles. Deci, practic, majoritatea din Consiliul Legal face o legalitate absolută în orice da. Sens. Da. Deci orice se face în comună, domnul Andreiești, cu Consiliul Local hotărăște. Da? Până la un anumit punct. Că, da? Dar aș dori să intrăm într-o polemică, dar pe mâine mănâncă șerpi și noi începem să adunăm, în loc să noi direcționăm toți banii într-o anumită direcție, undeva unde să putem reporni ceva, pentru că am observat că la studiul de fezabilitate se plătește câte 50.000 de lei pentru apă și canalizare în Nănești și Vlahnic, dacă am înțeles bine din proiect. Și noi atât putem să dăm anul ăsta, sper de fie studiul de fezabilitate, că atât ne permitem. Da. Dar nu ne permitem să băgăm acești bani în direcția asta, adică în loc de 50.000 de lei, înțelegeți? Deci nu se face blocul voastră în alt deșor. Deci noi costum de fezabilitate atâta cum voi anul ăsta, da? Până când e finanțare. După aia avem să mai punem bani pentru cofinanțare, pentru cine trebuie. Dar acum avem nevoie de atâția bani. Da, în comparare atunci, noi fac, dacă Doamne ferește, vine cu oapă ca aia și începe să ne ia 2, 3, 5 case. Și domnul primăriei are bani să acopere asta sau? Dar ce să acopere asta? Adică să acopere primăriei? Adică o să plecați cu o cazare. O cazare? Unde a fost supărați, da? Cine ar trebui să aibă grijă de cei care rămân fără casă? Poliția? Primăria? Avem programe care spune, în caz de accident din natură, că vin ploiar, da? Deci s-o stabilit, că cetățenii nu unde să stea, ce o să facă. Deci suntem, avem programă, avem plan de intervenție, avem... Deci n-ați știut planul ăsta. Domnul primar, era ca o idee. Adică faptul că noi avem un fel de bani, chiar cu fel de idee, cea că nu e așa, e așa, nu e așa, e așa, nu e așa. Dacă avem 5 bani în buzunar, nu putem să-i dăm doar de doleanțe. Deci, doar, asta e punctul din gândirea doar personală, da? Nu, vă gândiți. Se vede și la ceilalți consilieri. Mulțumim. Da, vedem. Dacă nu are cineva cu rând, dacă tu vrei să-i știu. Ați supărat. Vedem avizul. Comisia numără? Aviz favorabil. Comisia numără 2? Aviz favorabil. Comisia numără 3? Aviz favorabil. Spune la vot. Deci, împotrivă? Aici la... Da, ție. Dacă se rezervați și la avize, doamna Dobrane și cu domnul Muntă, s-au preocupat să se merge la tine. Dacă este favorabil, asta înseamnă că trebuie semnat sau nu? Deci, o abținere și o împotrivă. Dar vă fac cunoscut pe avizele comisiei, sunt consultative, deci nu afectează rezultatul corpului, da? Semnat sau nu material. Putea trece la punctul 2? Da. Punctul numărul 2, după hotărârea de aprobare a Asociației Comunii Carincea, cu județul Bacău și de ASPC Bacău și asemnării contractului de asociere pentru finanțarea activității de protecție de tip
rezidențial a persoanei cu handicap. Nu, tot mai. Cu vasul. Deci, în conformitate cu hotărârea Guvernului numărul 426 din 2020, prin aprobarea standardelor de cost cu servicii sociale, Consiliul Județean Bacău a luat hotărârea numărul 106, de data de 25.06.2021, privind asocierea Județului Bacău, adică Consiliul Județean, cu toate OAT-urile din județ, în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Ca urmare, a transmis nouă contractul de asociere și finanțarea persoanelor privind finanțarea activităților de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Adică modelul cadru de contract trebuie aprobat în Consiliul Local, în Valea Cuvintei. După cum știți, asta a fost și anul trecut, în funcție de modificări legislative, se aprobă modelul cadru de contract nou. Noi avem la instituții de protecție a persoanelor cu handicap un număr de 5 persoane, pentru care contribuția Consiliului Local este de 35%. Am luat materialele astea, dar a venit ceva în sine. Deci, ce este vorba, știți că avem persoane din comuna Cărnicia care sunt în fel de licenți de plasament și comuna, deci comuna Cărnicia este obligat să vină și cu plătești costul județean, dar trebuie să și comuna Cărnicia cu parte din acești bani. Și suntem obligați, noi în fiecare an, să aprobăm hotărârea respectivă, contabil plătește. Suntem obligați să plătim la noi toți cetățenii din comuna noastră, nu din altă comună. Da, persoane sunt dezabilități cu domiciliul de comuna Cărnicia, care sunt plătite în centre de rezidențiale și pentru care Unitatea Administrativă Teritorială are obligativitatea să contribuie cu 35%. Nu este vorba de cetățenii care vii lui la Cărnicia. Cred, poți să fii și la Bacău, și la Suceava, unde este, deci cei toți care sunt Părinția trebuie să facă cheltuiala respectivă. Este deci pentru treaba asta e permanent să facă execută. Copiii care sunt cu handicap pe perioada comune, 40% din fondul de întreținere aparține în comun. Nu mai copii, avem și adulți. Atunci, persoane cu handicap. Nu am venit pe altceva altă comentarii. E clar. Aveți de când aveți? Aviz favorabil. Comisia lui? Aviz favorabil. Comisia 3? Aviz favorabil. Punctul numărul 3. Punctul numărul 3 de hotărâri privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurii de atribuire a contractelor acordului cadru de persoane în serviciul de derulare a măsurilor educative aferent programului pentru copii al României în perioada 2021-2023 de către Consiliul Local al Comunei Cărnicia în Consiliul Local. Aici este vorba de dacă noi ne asumăm sau nu ne asumăm turnul și lat de la copiii din Comuna Cărnicia. Da? Dacă noi ne asumăm, rămâne să plătim noi tot turnul și lat, dacă nu ne asumăm noi, îl plătește Consiliul Județean. Și am dat că avem este variata să plătească Consiliul Județean Comun și Latne, noi nu le asumăm. Spune că nu le asumăm, că nu avem bani pentru așa ceva și să plătească ei, că până acum tot ei au plătit, ei au venit cu proiectul ăsta de hotărâre și acum să nu rămână tot lor să plătească ei banii ăștia. Da, mai este funcționalul. Da, dar Consiliul Județean întreabă, aveți posibilitatea să nu, sau nu aveți? Nu, se derulează programul ăsta la noi. Da, Comun și Latne, se derulează, merge în continuare, dar dacă noi nu ne asumăm, aici, aș vrea să spun două aspecte. Unul, proiectul este în buget, hai că o să fie bani. Dar ca procedură, fiecare comună se apucă și să achiziționeze ei unul pentru 200 de lei, altul pentru 300 de lei. Da. Procedura e cam așa. Când ești mare și comanzi acolo 100.000 de cornuri și lapte, iei un preț. Dacă fiecare începe să negocieze un furnizor, altul cu altul, costurile se ridică. Deci, cel mai bine este să se achiziționeze centralizat prin Consiliul Județean. Da, e dat un preț. Da, dacă până acum s-o luat, tot
tot la fel, contra cadru, au luat Consiliul Județean. Și am văzut că am... Și avem învățători, avem profesori aici care poate să ne confirme că ceea ce au ajuns la elevi, practic, au fost necomestibil. Pentru că aici e problema, că ei făcând un contract mare, noi, practic, trebuie să protejăm elevii noștri. După, din punctul nostru de vedere, nu ar fi mai bine, chiar dacă sunt niște bani într-adevăr, dar, practic, sunt mulți copii care știți că mulți vin la școală mai mult pentru cont și lapte. Din păcate, avem situații și de genul ăsta. Și momentul în care copiii noștri mănâncă exact ce li se dă de la Consiliul Județean, știți bine. Deci acum, în comparație cu mine, știți mult mai bine cam ce ajunge la școală. Deci aveți impresia că dacă luăm noi proiectul ăsta să faci noi chiar doar, aveți impresia că dă voi, dă niște bani acolo pe copil. Îți dă voi, cât îți permite legea, da? Și mai mult ce dă ei, nu îți permite să cumperi. Tot aceeași treabă dăm și noi. Nu înțeleg. Deci nu trebuie să ne faci kebab, sau urma, nu. Deci, ne dau acolo un preț unde pentru un copil ai voie să cheltuie atâta pe lună. Da. În afară din bănuțul ăla, ce poți să pun? Pierd decât tot și deci poți să-și pe țara. Da, măcar cum este. Dar de ce nu știți bine, că vine în întinție, adică... Trebuie să ne asumăm, trebuie să ne asumăm, trebuie să avem unde să depozităm, trebuie să avem și cum unui pe plata e la fel. Atunci unii la școală. Unii treaba asta, dar ne permitem un microbuz. Ajungem înapoi la aceeași discuție? Ajungem, cam ajungem. Pentru că, da, un microbuz este foarte un excepțional. Într-o comună care e cât de cât mai bine pus la punct. Adică să nu credeți că eu dacă am votat împotriva, am făcut-o doar pentru că nu sunt de acord cu ideea de asta. Nu se tranșează. Cred că nu te știe. Conștiința, cum crede așa nu te ajută. Doar că în momentul de față nu prea să. Aici am făcut, eram la Coroșa, dar nu am făcut treabă cu mașina la școlă, da? Că așa am făcut, așa am făcut, nu facem mai, nu facem mai, nu facem mai, dăm cu Coroșa. Nu, nu le mai dăm nimic ca să mai avem ce face cu microbuzul. Adusul, comisia favorabilă. Comisia favorabilă. Comisia favorabilă. Comisia favorabilă. Abținere sau ai văzut? Abținere. 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 Proiectul hotărârii privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală 2021-2027 a Comunei Pavlice a județului Bacău. Știți că fiecare, deci la fiecare 10 ani trebuie să avem strategia de dezvoltare. Eu dă cuvântul la Mariu să prezinte strategia. Bună ziua, consilier. Aș vrea doar să vorbesc generic vis-a-vis de strategia de dezvoltare durabilă și 5 ani aceasta. Strategia de dezvoltare durabilă a localității este documentul prin care sunt analizate resursele locale în vederea gestionării acestora în cel mai eficient mod posibil pe termen scurt, mediu și lung. Planificarea strategică are ca punct de pornire inventarierea resurselor și potențialul economic, social și demografic. Inventarierea acestora se face atât în prezent, cât și pentru trecut, în vederea învățării anterioare, precum și pentru a putea obține prognoze în funcție de diferiți indicatori. A planifica strategic înseamnă a lua în calcul astfel de factori ce pot influența localitatea în mod pozitiv sau negativ, pentru a adopta politici de valorificare a celor pozitivi și de preîntâmpinare sau de minimizare a celor negativi. Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunitatea poate să-și creeze imaginea viitorului, pornind de la condițiile prezentate de potențial și resurse, trasând căi de realizare a acestui viitor. Planificarea strategică reprezintă unul din instrumentele pe care comunitatea locală îl poate utiliza pentru a avea certitudinea că politicile și programele prognozate corespund așteptărilor cetățenilor și necesității de dezvoltare durabilă. Astfel, planificarea strategică trebuie echilibrată în funcție de resursele existente sau viitoare ale localității. Utilizarea acestora în mod coerent și eficient dă posibilitatea administrației publice locale să reziste economic și demografic pe toată durata planificată, să își maximizeze rezultatele prin folosirea inteligentă a tuturor resurselor de care dispune și să ofere un prag mai înalt de plecare pentru următorul orizont de timp. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, se întrevăd numeroase posibilități de finanțare a unor proiecte de dezvoltare locală. Din acest motiv,
Prin implementarea strategiilor de dezvoltare, România urmărește să ajungă la un nivel de trai similar cu celelalte state membre ale Uniunii Europene. În esență, acest tip de strategie reprezintă baza coordonării investițiilor multianuale și a pregătirii administrației publice locale pentru absorbția fondurilor europene, planificate pentru perioada 2021-2027. Strategia de dezvoltare asigură în sens larg îndeplinirea obligațiilor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu tratatul de aderare, precum și implementarea principiilor și a obiectivelor impuse de strategia Europa 2020. Cred că în ședința de ieri ați vizualizat proiectul nostru de strategie locală și ați observat că am încercat să prezentăm o paletă cât mai largă de proiecte necesare și utile comunității noastre. Aici vorbim de apă și canalizare, vorbim de gaze, vorbim de sală de sport și de alte proiecte care sunt necesare acestei comunități pentru a ridica nivelul de trai al Comunei Parincea. Vă rog, dacă aveți întrebări. Mulțumesc. Comisar 1, aviz favorabil. Comisar 2. Aviz favorabil. Aviz favorabil. Spune la vot. Trecem la votul 5. Ultimul 5, unde hotărâre privind aprobarea semnării actului adițional numărul 1, protocolul de colaborare încheiat între MNPS, MSE, PE, UAT, elaborat în cadrul proiectului creare și implementare servicii comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale. Cod SMIS 2014+, 122.67, finanțat în Fondul Social European prin programul Personal Capital Uman 2014-2020, axa proiectare numărul 4, incluziune socială și combaterea sărăciei. Prezintă doamna Golea Trebu. Protocolul de colaborare între cele trei instituții a fost semnat în 2019, la care mediatorul sanitar și asistentul social. Perioada proiectului mai este încă de 11 luni, până la finalul lunii a 7-a 2022 și se modifică orice, se modifică actul adițional de colaborare, întrucât pe proiect voi intra ca tehnician cu atribuții de asistență socială. Începând cu 1 august luna aceasta până la sfârșitul lunii a 7-a 2022. Atribuțiile sunt în mare măsură cele care le și fac. De obicei, culeg informații necesare în realizarea evaluării, furnizez informații despre servicii și beneficii în procesul de accesare a acestora, intermediez și susțin comunicarea dintre specialiști și beneficiarii familiei, ofer suport dezvoltare deprinderii de viață pentru beneficiari și membrii aceștia, efectuez muncă de teren, deplasări în teren și muncă în echipă. Gestionez situațiile conflictuale și comportamentele agresive din familie. Particip la întâlniri supravizare, lunare, realizate de asistent social din cadrul DGASPC-ului și întocmesc alte documente intrastituționale. Întrebări? După ce acolo înțeles că e un proiect de permanent. Da, e un proiect de beneficiar din Ministerul Muncii și Protecției Sociale. În perioadă determinată, nu? Da. Pentru a intra pe proiect trebuie să urmez niște cursuri de un an de zile, de 1000 de ore, care au durat aproximativ un an de zile. Pentru că dacă o luăm așa ca sarcini, ca responsabilități, are de lucru. Da. Pentru că în fiecare sat nu există să nu fie familii cu probleme, cu consum de alcool, cu sărăcie, cu asta înseamnă... Violență. Violență și
sunt necesar centre, dar cu lucrarea asta se face mai mult între persoana angajată și DSP. Nu, Ministerul Muncii și Protecție Sociale. Deci sunt trei instituții implicate. Ministerul Muncii... Toți împreună? Da. Dar asta, cum ai vrut să dați voi să fac eu o sinteză? După cum știți și ați auzit și cum am prezentat, acest protocol a început în anul 2019. Noi ne-am asumat atunci acest parteneriat între Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Ministerul Învățământului. Pe parcursul derulării proiectului au fost cooptați specialiști în acest proiect, respectiv primul specialist a fost asistentul medical comunitar, despre care am mai vorbit noi în ședința de Consiliu Local, este la noi pentru Comuna Carincea, domnișoara Buca Paula, deci este asistent în acest proiect medical comunitar. Al doilea specialist care a fost cooptat în proiect de către Direcția de Sănătate Publică, deci ea mediază aceste cooptări, în urma unui examen, selecție, procedura care este a proiectului. Deci, mediator sanitar este doamna care a fost consilier Spână Angelica, da? Am purtat corespondență cu Ministerul Muncii în mod obligatoriu. În această echipă trebuie să facă parte și un asistent social profesionist. Dacă vă mai amintiți, noi am aprobat în organigramul acest post de asistent social profesionist. Am făcut procedura pentru scoatere la concurs a postului, nu s-a prezentat nimeni, o să mai reluăm procedura. Și atunci Ministerul Muncii, văzând că nu sunt destui specialiști interesați mai intra în acest proiect, au făcut o derogare de la proiect și au zis că persoanele din cadrul primăriilor care au atribuții de asistent social, și după cum știți, la noi la patru de specialitate este doamna Golea și doamna Chirilă, doamna Golea și-a dat acceptul pentru a fi cooptată, dar nu asistent social profesionist pentru că nu îndeplinește condiții de studii de specialitate, a fost aprobată tehnician cu atribuții de asistent social. Deci suntem aici. Da? Și a mai fost cooptat un mediator școlar, din câte am înțeles nu de mult, cred că vreo cam două săptămâni, este doamna Sculver Oana. Deci ele toate patru, la nivelul Comunei Parenci, ar trebui să formeze un nucleu și să lupte în acest proiect pentru combaterea sărăciei și pentru îngăturarea excluziunii sociale. Deci cam ăsta este obiectivul și sinteza proiectului. Așa, după cum va prezenta și doamna Gola, el în iulie anul următor se va închide. Dacă o să continuă cu el, o să venim tot aici să-l aprobăm. Dacă nu, probabil o să mai fie alte proiecte, așa cum ați ridicat și noastră problema, într-adevăr, sunt probleme în Comuna Carincea și sociale. Apropo de probleme care aș avea o propunere. În ședința următoare sau cealaltă, cât considerați că e timpul și în capul meu, am vrea să folosim stadiul populației, familiilor, săraci, mediu, pragul de sărăcie, sub pragul de sărăcie, abandon școlar, consum de droguri, de țigări, de alcool în cazul copiilor. Da, sunt o multitudine de probleme. Și sunt sate unde accentul este mai pus pe alcool, pe consum, pe violență, pe multe aspecte. Poate că din atâtea persoane care lucrează în sectorul ăsta, unde sunt cu școala, altele sunt cu sărăcia, un material așa, pe total comună. Da. N-ar fi rău. Informatic pentru Consiliul Local. Să știm și noi cum stăm. Dar să știți cu toate satele Comunei Parincea, cele 10, se confruntă cu astfel de probleme. Da. Cu sărăcie, cu abandon școlar, cu violență în familie, cam astea sunt. Domnule, eu cred că ședința următoare o să facem. Să știm toate de care este. Și o să prezint exact. O să uitați câtem tuturor celor care fac parte din grupul în care să fac o sinteză. Nu, nu, să fac un material pe tema asta, să prindă toate aspectele. Și în același timp, măsurile care le-au luat ei, contacte, lămuriri, tot felul de măsuri care... Acum, chiar în cursul zilei de ieri, ne confruntăm cu o problemă destul de dificilă la Mirești de Jos. Am avut probleme, tot așa le-am discutat în cadrul ședinței de Consiliu Local cu... Nadia, cum îi cheamă Lidia, Nadia? Da, da. Chiar cu nouă. Alina Nadia, ei, acum are o fată, drângă Alina se numește.
20 de ani, are 4 copii, este iarăși însărcinată și ideea este că cu greu reușim să o putem coordona, au fost și ajutată de către domnul primar, fetele au fost acolo, au făcut curățenie. Deci chiar este un caz, spun eu, de neglijență din partea părinților pentru acei copii și suntem așa un pic sensibilizați că de urgență trebuie să facem ceva, să vedem cum reușim să o ajutăm. Ea, ca mamă, nu se implică în ceea ce are strictul minim de făcut, să facă curățenie, să spele copiii, să se pregătească. Nici educația e necesară, nici educația. Și asta este unul dintre cazuri pe care chiar ieri am stat. Probabil sunt mai multe. Da. La acolo, acolo unde stau ei, nu aveau practică o cameră, un singur pat și o sobă atareau. Noi ce am găsit, ce am putut voi să facem rost, pături, lejerii, le-am dus două paturi, le-am dus masă, le-am... Deci, fetele, chiar fetele... Și soba este dată tot? Eu vorbim camera respectivă, le-am cumpărat vară, o vorbim camera respectivă să aibă curățenie. Eu vin de acolo, cunosc problema. Deci, numai nu de atâta că nu se ajută. Eu n-am vorbit și... Să duc mereu și îi spune, ai grijă, fă așa, dar... Nu. Ăla e la poliție, nu mai cu... Și așa vorbește și copiii. Și soba, ai dată tot din proiect, i-am dat oale, atunci i-am cumpărat lejerii. Nu, cunosc. Au fost ele, au fost curățenii acolo, au cumpărat oale, dar... Dar ca și soluții care ar putea să fie o soluție care să ajute copiii, părinții, practic. Deci, copiii n-au fost însprijiniți la grădiniță. Urmează ca doamna Spulber, la începutul anului școlar, să ocupe de înscrierea copiilor. Da. Pregătesc din grădinița. Deci și... Deci nu ar fi benefic consilierea, de despărțită, da. Dar parcă dacă au copii care nu de suferit. Consilierea... Considerea așa e, considerea așa lui, cu sângele lui să nu mai fac să se bei pe el. Da, și cu strângere. Și pe ce face consiliere, intră la școală și la tot geaba. Într-adevăr, este o problemă la mental, pentru că nu este prins în niciun program. Și chiar vă rog pe acolo, când vă mai duceți și vă mai întâlniți în ședințele astea de lucru, deci din punct de vedere al sănătății, chiar nu... Deci să neglijați problema asta, întâlnim greutăți chiar și cu cei care obțin certificatele de persoane cu handicap. Am înțeles când se duc la comisia asta la nivel de direcția muncii, o doamnă doctor de acolo care așa, nici măcar nu... În opinia mea, nu sunt specialist, dar și alcoolul este, alcoolismul este o boală. Deci noi nu avem programe la nivel național pe, acest palier cu alcoolul. Așa îi spunem noi, cei care mai știți și așa știți că de regulă acești oameni nu recunosc, nu, ei au o problemă și chiar de aici generează toate celelalte. Dar pe alcool nu, nu avem măsuri. Decât psihiatria, dezalcoolizarea și vine iarăși în familie și o ia de la capăt. Deci nu există centre la nivel județean de dezalcoolizare. Au fost, s-au desființat. Din 2018-2019 nu mai există niciun centru. Să știți, nu mai la bărbați, chiar și la femei cu problema asta. O altă problemă, dacă știți, care știți, copiii care au abandonat clasa 5-a, 6-a, 7-a, au venit și era chiar de la mine, vrea să fac un program din ăsta ca să facă, să continui școala. Deci o să iasă undeva la un 4 luni de zile să facă un an. Deci numai să vrea și să, dacă știți, îi trimiteți la Lidia, să ia legătura. Sunt mulți care nu au permis de conducere și nu poate să ia din cauza că nu au avut clasă. Nu? Deci au posibilitatea să facă un an, doi. Deci, în patru luni, dacă a făcut un an, e bine, nu? Da. Și poate să-și așa un permis, poate să facă el. Dacă știți, prin sate, unde sunteți, anunțați-vă, să fie dispunțele pe care vor la linia. Persoane cu prinții între 16 și 29 de ani. 29 de ani, da. Să vrea să înființeze o clasă de 20 persoane pentru a doua șansă. Într-un an? Da, este tot un proiect care va fi plătit. Va fi plătit elevii. Da. Vor participa la cursuri și vor fi enumerați. Dacă mergi, o te dată, nu poți să spune
Adică într-un an face asta cu trei. Da. Într-un an face asta cu trei? Da. Deci după patru de zile, da? Pe doi examen, dar cu alte examen, se scrie în viață după unul. A, adică este patru. Asta ce ați voie să vină la acolo? Să vină la cursul, să vină să facă cine vrea să facă, să-și ia permis și așa să vină, cine nu? Pe asupra la sfârșitul cursului vor fi enumerați cu 1000 de lei. Da, haideți să subim la loc. Avizor, Comisia 3? Da. Comisia 3? Comisia 3? Supunem la vot? Nici nu subiem. Punctul 6. Punctul 6, proiectul de hotărâre privind UATM de legislație în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Ardei, de modificare a actului constitutiv și a statului statutul acelui. Deci, procedura o știm cu toate și noi ne-am scris la timp, potrivit să avem și noi intratate comune de să avem hotărârea Consiliului Local. Acum, în urmă, și noi suntem hotărârea că suntem de acord ca să facă și parte din la timp, asociația respectivă. Dar cineva are întrebări, asta e singura. Ascultă-mă. Dar am anunțat că sunt dați un bit, este vorba de ADI, se discută de proiect, se discută și se vorbească cu mine în ADI și vom afli idei. Da? Vă mulțumesc, o zi bună! Aveți ceva de adăugat? Ceva de spus? Dacă aveți punct de vedere sau propune, noi le notăm, o să ne tragem seama, să vă rămâne, așa vă implicați, ca să se închidă ședința doamna președinte. Știți că, din păcate, săptămâna trecută, în comuna Parinci, oamenii au avut un accident auto, nu cu victima. S-au strâns niște semnături, au fost aduse, s-au înaintat către Poliția Rutieră, către Consiliul Județean, s-au mișcat ceva, teoretic era întrebarea pentru domnul primar, pentru că știm bine că au fost mai multe victime în ultimii ani. În afară de victime, au mai fost și accidente auto și ar fi cazul de mișcat ceva în direcția. Concret. Concret, că așa la sunt politic, s-au mișcat toate. Avem avioane, avem chestii, elicopter. În privința asta, chiar aș fi vrut să vă întreb, pentru că bate pasul pe loc, din păcate, fiecare an, oameni câte o victimă în urmă, oameni, acolo nu mai intră în discuții, mașini, mașini, se și dacă s-a făcut ceva concret în privința asta? Sau mai așteptăm o victimă? Da, din câte știu eu ce ține pe atribuțiile mele cu corespondență, deci această solicitare a cetățenilor din Vlagni a fost primită, este înregistrată și imediat ce o să stăm în vedem dacă, deci nu am cunoștință, dacă s-a înaintat la Poliția Județeană și respectiv o să trebuiască să se înainteze această propunere noastră cu o soluție acolo, către Consiliul Județean, respectiv Serviciul de Drumuri, pentru că ei sunt administratorul drumului acolo. Da? Deci noi suntem afectați cu victimele, dar acel drum este drum județean și cu siguranță și garantat o să fie făcute demersuri și să vedem ce răspunsuri o să primim în cadrul ședințelor scrise sau dacă solicitați în mod expres, o facem și un răspuns scris în sensul acesta. Oricum, ar trebui să le facem la toți cetățenii care au semnalat acea solicitare. Sunt mai aici, am avut la Parinția și tot timpul este problemă cu semnul ăsta. Semnul ăsta, stopul ăsta, nu știu, nu mi se pare vizibil acolo la copacii aia și la noi este problemă cu stopul ăsta. Nu te vede. Nu trebuie să vede. Mai fost accident de la el aici. Până în șâpii, până în județean, Cătătoieni, până s-a întâmplat cu budnarul, nici semnul ăla, stop, nici nu era acolo. Vă dați seama, un drum, nesenția, nu știu, au făcut strada și ei nu au făcut semne. Da, așa dar de fapt, domnului primarul propune, odată cu înaintarea solicitării pentru Vladnic, să facem solicitare și de pe intersecție la Parinci, și cum? Aici, din câte amintesc că am mai făcut un accident. Mai fost! Dragomir de la așa. O problemă este aici, o vedeți și dumneavoastră,
parcările astea din Așteptă, în toate intersecțiile. Trebuie rezolvat, așa e, îi dăm voi, da. Da, și o să rugăm cei de la Consiliul Județean, împreună cu Poliția Rutieră, să analizeze semnalarea asta rutieră corespunzătoare. Mai intervin modificări, ea este făcută așa cum e făcută de ani de zile, dar... Și-ar mai vrea să mă întreb, eu totuși, domnul Vici, acum este intrat acum și poate nu știe, poate știe doamna, urmărește, mie mi se pare că gunoiul la Tondelani, la Pobelii Mari, nu se ridică, domnule. Pobelii Mari stau plini, aproape non-stop. Eu nu îi văd, nu știu, îi urmăriți, nu îi urmăriți, la cât timp, vreau să-mi spun la cât timp, că îi urmăresc eu. Eu am timp să văd Pobelii, îți plini tot timpul. Da. La cât timp luați Pobelii Mari? Da. Ia, nu sunt în mână, mai ales aici în comună. Domnul Vici, nu sunt în mână, știu sigur eu. S-au luat, a doua zi erau plini. Seara după ce au fost, le-au zis că poate, dar nu erau plini. Și după aia la cât timp îi mai? Săptămâna, mai ales pe asta din ce? Asta din... Da, asta din... De la din... Așa e o dată la lună, bine. Și bine am zis o dată la lună. Păi așa e făcut contractul. Ce este mai noi, este mai noi asta. Dacă nu este așa o problemă, dacă nu punem la Pobelii, îl luăm încă în șantă. Păi, dar noi ne ducem și la Pobelii. Și am observat la Pobelii astea de la postul târg, da? Îți sparg în urmă de șeura de sânge la magazin. Da, exact. Nu, dar nu. Sunt strigiate. Și ne-a atât duceți. Păi și mai trebuie să fie bani. Acolo e pubele de sticlă, dacă mă duc, găsesc plastic. Da. Eu acolo găsesc pubele de sticlă, că n-am cum să dau. Este sticlă, carton și le dau. Și eu unde se pun, dacă mă duc la pubele de sticlă și găsesc pierduri? Eu le pun jos, ca să nu le împin, dar restul. Nu, dar... Și se face în sensul ăsta, zi, dacă în fiecare se pune... Nu știu, eu nu găsesc soluția. Păi nu am reprezești. Dar noi am luat la actă de sesizare, la care în cea se vede, deci vedem cu toți mai des. Eu am văzut acolo primar și ieri. A venit cineva de la Valene, într-adevăr, domnul viceprimar, nu erați aici. Am discutat cu domnul primar, probabil v-a transmis, dacă nu pot să vă transmită. La fel semnalează oamenii cu undeva acolo la Valene, mai sus de biserică, este amplasat tot la fel container de ăsta mari. Și se spune că de foarte mult timp mașina intră acolo, dar niciodată nu se atinge de acea pubelă. Deci trebuie un pic văzut cu reprezentanții societății, când vin în teren, discutat cu ei, verificăm programul și așa cum mai fost și propunerile, de se mai poate completa. Deci dacă nu se face parcă o zi de săptămână sau așa, le solicităm decât să stăm cu ele împrăjuiați și... Dar mai fi o variantă, noi să le gestionăm, s-au umplut, le îmbărcăm în sarcini de nacre, le depozităm aici și dăm, deci nu se lăsăm acolo că oamenii sunt mai buni să-și pună. Deci asta ar fi soluția. Oamenii nu au unde să-și pună și aruncă în plâng, poate. Deci, de la data biserică, tot noi, frate, Procedura e în felul următor. Pubelele sunt mari, pe diferite deșeuri. Menajer, plastic și sticlă. Cel de sticlă, vă lăsați? Domnul, cel de sticlă se ridică la 3 luni. Cel de plastic se ridică la 1 luni. Ideea este următoarea. Trebuie pus la sortat la pubele de fiecare parte, ca să poți să acoperi. Da, deci ce spuneam eu, deci, procedura... noi, da? Vedem dacă se depozitează în mod corespunzător pe categorie, respectiv sticlă, discuție, carton și menajere, așa, și să vedem, facem loc sau dacă nu este loc. Iar deșeurile de plastic fiind de volum, în sași menajere. Eu așa am văzut, și nu am avut domnul viceprimar, putem face niște instrucțiuni, interzis depozitarea, niște astea. Când am sănăt acolo, erau 100 de saci de gunoi, cei de la Rupres m-au pus să îi selectez. Nu i-a spus de saci pe păi nu, trebuie să îi selectez ca să-ți iei. Deci Rupresul nu i-a amestecat sticlă cu ala. Nu le-a. De-aia se va dovedi cu bela plină. Deci au și
Eu am încercat. Au fost două săptămâni când au avut lipsă de șoferi, ce mi-au explicat ei. Și nu m-au acoperit toată zona, să-i meargă, să-i ia doar cu verde. Acum, din săptămâna trecută, promis că se ocupă personal, dar am făcut niște doar trecută cu sacerul meu ăla. Ce-a fost pentru Toberon să-l renunțat? Sacerul meu ăla, domnul Beciu, pentru că nu-i selectat deșeul din sac și de asta nici nu știa. Ce nu e selectat? Așa că... Ca să nu o spun și de altă. De altă, la este o grăjeală de selectare. Eu vă spun, eu selectare. Nu mai opriu și unde rău. Dar nu șoferi să mie exact. Dar dacă vă uitați în mașină, eu vă spun că eu sunt că toate sticlii și tot ce vrea. Dar mă întâlneau ce mi-i convine, am pus și eu. Dacă nu așa de selectare, nu se legăm la care. Dar nu mă sper. Ia zi, la mine, să facă ce ar fi. Ești clasic. Și s-a făcut atunci la consenzul acesta. Chiar am zis că noi voi trebuie să respectați contractul. Dar ei nu trebuie să respecte. Nu se întâmplă la ei, să-i trebuie. Noi la contact să respecte contractul și doi trebuie să existe o colaborare foarte bună între noi și ei. Deci ei să-și facă serviciu și să știți. Și noi sunt aceste drept de dreptate. Ei nu m-am amestec. Am avut șoferi care au fost de treabă și au luat. Să mai uit în sac. Alții nu vor să ia. Da. Da. Noi plătim bitonat, dar atât ne ridică atâta da, da, da,